găsit, dragi telespectatori! Mă bucur să ne întâlnim în cadrul emisiunii Univers Creștin, în aceste momente care premerg marii sărbători a Crăciunului. Am pregătit pentru dumneavoastră o incursiune în Sfânta Evanghelie rânduită a se citi azi în biserică. Suntem în duminica dinaintea nașterii Domnului. Astăzi, la Sfânta Liturghie, se citește o evanghelie specială în care se amintește despre cei care au fost strămoșii după trup pământești al lui Isus. Textul acestei pericope evanghelice îl găsim la Evanghelistul Matei, capitolul 1, versetele 1-25. Încă de la începutul Evangheliei, Sfântul Matei ne spune că el prezintă cartea neamului lui Isus, care este Hristosul și Mesia, adică Cel care vine și se naște spre mântuirea noastră. Citim că Isus este fiul lui David și apoi sunt enumerați toți ceilalți regi care i-au urmat. În mod deosebit, Vechiul Testament insistă asupra faptului că Isus este fiul lui David. Această sintagmă, această expresie în Vechiul și Noul Testament este echivalentă cu faptul că cel care vine este cel în care se vor împlini toate prorociile despre Hristos, Mântuitorul lumii. Sfântul Evanghelist Matei spune: așadar, toate neamurile de la Avram până la David sunt 14 și de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Deci, acest număr 14 este numărul lui David, pentru că literele care compun numele David au valoarea numărului 14, compus din 7 plus 7 și, așa cum se știe, numărul 7 este considerat în creștinism ca număr sfânt, numărul perfect, complet, desăvârșit și deplin, care vorbește despre Dumnezeu. Evanghelistul Matei ne arată în mod deosebit că Iisus este fiul lui David, adică Mesia cel prorocit, ca să salveze lumea. Apoi spune că este fiul lui Avram, adică cel în care se vor binecuvânta toate neamurile. Sfântul Apostol Pavel explică: făgăduințele, adică prorocirile, au fost rostite, spuse lui Avram și urmașului său, deși genealogia arată că au fost mai mulți urmași. Sfântul Apostol Pavel spune la singular, urmașul, pentru că el vorbește în mod direct despre Hristos. În această carte a neamului sunt amintite și 5 femei, iar cea de-a cincea este Sfânta Fecioară Maria, care era logodită cu Iosif, despre care ne se spune că ea, Sfânta Fecioară, se afla având în pântecele de la Duhul Sfânt. Grija lui Dumnezeu s-a arătat în aceea că Iosif, cel care era logodnicul Mariei, avea, după cum ne spune tradiția, 80 de ani. Și rostul lui, prin pronie dumnezeiască, era de a deveni tatăl adoptiv al lui Iisus, cel care s-a zămislit prin umbrirea celui prea înalt. Cuvântul umbrire arată nu modul obișnuit, omenesc de zămislire, ci așa cum însuși Dumnezeu a vrut să își cinstească Fiul în sfințenie și prin lucrarea Duhului Sfânt. Sfântul Matei sugerează că precum Adam este începutul umanității celei vechi, Hristos este începutul unei noi umanități.
dar că descendența nu mai ține de ordinea firii, ci de ordinea supranaturală a nașterii de la Duhul Sfânt. Așa cum vedem, în Evanghelia care se citește astăzi, este înfățișată o înșiruire de multe nume, adică toți strămoșii după trup ai lui Iisus, începând cu David. Sfântul Evanghelist Matei a vrut să ne arate că Domnul Iisus Hristos a avut trup, deși era Dumnezeu adevărat și Dumnezeu deplin. A avut trup și s-a născut trupește din Sfânta Fecioară Maria, care era om, asemenea nouă având trup și care, desigur, a avut și ea strămoși cu trup, asemenea nouă. Nașterea lui Iisus Hristos a avut dimensiunea suprafirescului. Iisus s-a născut în chip minunat, mai întâi din Dumnezeu Tatăl, prin umbrirea sau lucrarea Duhului Sfânt, și apoi din Sfânta Fecioară Maria, care nu a cunoscut niciodată bărbat. Așadar, a fost o naștere cum nu a mai fost, unică în lume prin caracterul ei dumnezeiesc și uman. Acum se petrece, de fapt, marea minune a întrupării lui Hristos, care ia trup omenesc și devine om. El este a doua persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El nu a fost o creatură a lui Dumnezeu. Sfântul Evanghelist Ioan, la rândul lui, spune: toate prin trânsul s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din cele ce s-au făcut. Fiul a luat parte la întregul act al creației și iată acum, lucru greu de înțeles, cum creatorul devine creatură. Aceasta este, cum spun imnografii, taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiute. O cântare închinată Maicii Domnului spune: Fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă îl naște și pământul, peștera celui neapropiat aduce. Deci, cel care se naște este mai presus de ființă. Noi oamenii suntem ființe create, dar Hristos, cel care se naște, este creatorul ființei. Și iată, Fecioara Maria îl naște pe cel mai presus de ființă și pe cel neapropiat, adică pe cel de neatins, pe cel inaccesibil. Și totuși, prin marea iubire de oameni, acest Dumnezeu, prin Fiul Său, ni se face accesibil și cunoscut nouă oamenilor. El se face asemenea nouă. Venirea lui în lume este legată însă și de o misiune. Mai întâi să ne răscumpere pe noi din robia păcatului, prin care strămoșii noștri, care din neascultare și trufie l-au înfruntat pe Dumnezeu, călcându-i cuvântul, și prin aceasta au căzut. Sfântul Apostol Pavel ne spune: așa cum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, tot așa prin om a venit și mântuirea și învierea. Adam, omul, a fost răscumpărat de Iisus, omul Dumnezeu. Astfel, durerea născută din păcat este răscumpărată de o altă durere, născută din iubire, care a fost a lui Hristos. Prin păcat, omul s-a desfigurat, a fost sărăcit și trupește și sufletește, pentru că el a întinat chipul lui Dumnezeu, după care a fost creat. Dumnezeu s-a întrupat pentru a-i reda omului chipul adevărat dintr-un început.
este vorba de chipul moral al lumii, al omului. Iisus a venit ca să ne arate chipul spre care noi, toți oamenii, suntem chemați. De aceea, toți creștinii știu că cel mai valoros drum este cel al urmării lui Hristos, adică să îl aibă ca model pe Iisus Hristos și să fim asemenea Lui. El a fost bun, smerit, blând, înțelegător, înțelept și iubitor de oameni, pe care îi vindecă și cercetează, îi mângâie și îi îndreaptă cu blândețe. Nici unul dintre profeții Vechiului Testament nu au avut această desăvârșire. Hristos vine ca miel de jertfă. La nașterea Domnului ne bucurăm, pentru că El ne arată modelul de care trebuie să ne apropiem. El este Cel care, înainte de a fi drept, de a judeca și de a pedepsi, este bun. Și noi avem această datorie, ca înainte de a fi drepți și de a pedepsi, să fim buni și iertători cu semenii noștri. Iisus a fost asemenea nouă, având toate cele omenești afară de păcat. A flămânzit, a însetat, a obosit, a suferit și a murit cu moarte pe cruce. A murit asemenea nouă, dar a înviat și prin El și noi vom învia. Spre acest model trebuie să mergem noi toți. Peste câteva zile vine marea sărbătoare a nașterii Domnului. Cei mai mulți în timpul postului s-au spovedit și s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului. Aduceți-i și pe cei mici, pe copiii la spovedanie, ca să-i obișnuiți cu mărturisirea și să pregătiți din timp pe fiii cei buni ai bisericii de mâine. Împăcați-vă cu cei cu care ați fost în ceartă. Iertați pe cei care v-au făcut rău. Uitați cuvintele de ocară ce vi s-au adresat. În aceste zile, preoții vor umbla după obicei cu ajunul Crăciunului, întâmpinați-i păstrând toate măsurile sanitare de protecție. Preoții vă vor proteja purtând mască și tot la fel trebuie să faceți și dumneavoastră. În aceste momente speciale de epidemie, mersul cu colinda este o problemă de păstrare a sănătății. De vor veni colindători, primiți-i cu drag și cu atenția cuvenită. Dar mai ales cântați colindele în casă cu copiii, cu familia. În seara de Crăciun vorbiți copiilor despre nașterea Domnului. Vorbiți cu bucurie despre marea taină ce s-a petrecut. Creați un moment de neuitat despre cum Hristos, Cel care a venit în lume pentru a aduce pace și bucurie oamenilor pe pământ, nu a fost primit de nimeni și s-a născut în ieslea cea săracă. Dar îngerii i-au cântat și păstorii s-au minunat, iar magii veniți din colțurile lumii i-au adus daruri, aur, smirnă și tămâie. Faceți din seara de Crăciun o seară a venirii lui Hristos în familie, în sufletul copiilor, dar și a părinților și a celor bătrâni deopotrivă. Să ne pregătim cum se cuvine pentru această măreață întâlnire cu Domnul nostru. Dumnezeu se coboară din cer și vine la noi pentru ca să trăiască cu noi și printre noi, de aceea să-L simțim aproape de sufletul nostru. Și dacă magii i-au adus daruri, aur, smirnă și tămâie, să îi aducem și noi darurile noastre, aurul faptelor bune pe care le-am făcut, al inimii plină de dragoste, să-i aducem
smirna credinței și a iubirii față de El și tămâia recunoștinței pentru tot binele pe care l-a revărsat asupra noastră. Și dacă cei trei magi s-au întors pe altă cale în țara lor, tot așa să facem și noi, să ne întoarcem de pe drumul păcatului, pe drumul care duce la Betleemul duhovnicesc al iubirii de Dumnezeu și de oameni, spre drumul faptelor bune, al rugăciunii, al împlinirii poruncilor celui ce a venit pentru noi și pentru a noastră mântuire. Mai sunt puține zile până la marea sărbătoare a Crăciunului. Primiți în sufletele dumneavoastră urarea de sărbători luminoase, în care Hristos, cu mila sa, să vină, biruind toată boala și epidemia, dăruindu-ne din nou bucuria libertății și a întâlnirii cu toți cei dragi ai noștri. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască tuturor sănătate, pace, liniște și sărbători fericite.